Polițiștii mehedințeni au acționat în ultimele 48 de ore pentru impunerea respectării legislației rutiere și prevenirea accidentelor de circulație. Agenții de poliție au urmărit conștientizarea conducătorilor de autovehicule și a pasagerilor despre importanța utilizării centurii de siguranță, circulația pietonilor, bicicliștilor și respectarea prevederilor legale privind regimul de viteză. În consecință, au fost constatate 367 de abateri la regimul circulației pe drumurile publice. Au fost sancționați 87 de conducători auto care au depășit viteza legală pe diferite sectoare de drum și 50 care nu au purtat centura de siguranță. Totodată, au fost aplicate 17 sancțiuni contravenționale conducătorilor de trotinete. Valoarea totală a sancțiunilor aplicate este de peste 95.000 de lei. Au fost reținute în vederea suspendării sau anulării 43 de permise de conducere și au fost retrase 9 certificate de înmatriculare, se arată într-un comunicat al IPJ Mehedinți.